să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ah, moment, scuze, dar purtăm mască peste tot. Eu am niște simptome așa nasoale, am făcut teste în fiecare zi, negative. Aseară m-am rugat de doamna aia, doamnă, dați-mi unul pozitiv, stau și eu acasă. Nimic, negativ, asta e, continuăm până când... O să fie pozitiv. Dacă o să fie, sper să nu fie. A, de domnul? Vasilică? Ce fă, un Vasilică? Sparge semințe, da. Știi unde sunt eu, Vasilică? La serviciu, tată, la serviciu. Exact ce nu mai ai tu, Vasilică, da. Te apuci iar de speculații financiare, de alea, hă? Poate te faci valutist, știi ce zic? Hai mă, căcâțule, îți iei un training de la de fâșe așa, să foșnești ca dolarii și ești pe bulevard, tată, pe la universitate, pe acolo, da. Iar dacă nu mai merge nici cu asta, pește. După cum te-am văzut în politică, ai talent de pește. Ești crud cu oamenii, foarte crud, fugi de responsabilitate, ceva de speriat. Să fii atent totuși că s-ar putea să fie pedepsele mai mari ca la corupție. Oricum, sigur sunt mai mari decât pedeapsa aia pentru conducerea mașinii sub influența unei navete de bere, da? Toate scenariile sunt pe masă. Aha. Inclusiv cel mai prost scenariu scris de tine împreună cu echipa câștigătoare, nu? Vezi să nu dai semințe pe mine, șomerule ce ești, extraordinar. Dar să comentăm și alt caz. Ăla cu băiețașul care a urlat cu șoșoaca la proteste și după aia a ajuns la ATI. Da, a urlat până i s-a făcut rău, cum s-ar zice. L-a lăsat beregușul, tată, i-a luat glasul. Iar la ATI, cu masca de oxigen pe mufă, a început ca bombardierii aia după ce intră mascații peste ei. Deci, ami, pare rău la domnii polițiști, ami, cer scuze. Aici era antivaccinistul la proteste, da. Încerca să cuprindă necuprinsul, gravita în jurul șoșoacăi. Și după aia l-a băgat COVID-ul în ședință. Aoleu, ce faci, băiatul meu? Al cui ești tu? De ce vorbești urât despre mine? A, da, tot în primire omul. Nu, nu ne dea COVID-ul, că n-am zis așa, că m-a pus șoșoaca pe mine, că eu n-am înjurat, că să-mi sară ochii dacă... Mie îmi pare rău că nu m-am vaccinat. Îmi pare rău că am fost contra vaccinării și contra COVID. Am să promovez vaccinul, a scris acesta. E, poftim! Nu credeam, mă! Până nu s-a dat COVID-ul la el, până nu i-a luat aerul, el nu credea în virus. Boss, dar fii consecvent, ce naiba! De ce te sucești acum? Postează așa, COVID-ul e super! Deci, oameni buni, toată noaptea am făcut ca Darth Vader aici la terapie intensivă. Mama, am primit aplauze la scenă deschisă, e super! Azi noapte au făcut foc de tabără niște colegi de la alt salon. Au venit și pompieri, atât de frumos a fost! Tiu, 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 sirene, nebunie! Păi nu, fii consecvent! Te face pe tine o asfixiere? Hai mă, pui de dacunguri, ce ești naționalist feroce, amic de șoșoacă. România a arătat că trăiește! Acum, na, am exagerat ca să înțeleagă toată lumea, sănătate omului și la toată lumea. Cred că oamenii încurcă grav niște chestii. Adică, eu zic că e bine că oamenii protestează pentru că statul se comportă incorrect și incoerent și ia măsuri care nu împiedică pandemia cu nimic. Cu nimic! Pentru că politicienii sunt ipocriți aplicând măsuri doar pentru alții și ocolind regulile când vine vorba de ei. Dar asta nu înseamnă că pandemia nu există sau că oamenii aceia nu mor la ATI. Se moare și se va muri mult mai mult în zilele următoare. Iar vom dobori record după record. Da, eu spun asta aici încă din luna martie. Degeaba, o tonă de înjurături mi-am luat. N-am auzit niciodată. N-ați auzit. Eu, uite, niciodată. Avem poza mare.
Șoșoaca, mă, n-a auzit de îmbolnăvitul ăsta cu care se îmbrățișea, nu știe nimic. Nu râdeți, nu râdeți că ea spune adevărul. Când urlă, celelalte simțuri îi dispar. Da, fug, se duc dracu și ele încearcă să scape, na. De-aia nu știe cine e ăla, că ea era în criză. Revenind, faptul că există proști și profitori nu înseamnă că acest COVID e nimic. Păi ori e nimic, ori e făcut într-un laborator. Ori vor să ne omoare, ori nu există. Mă rog, să nu o luăm pe partea asta, că iar vorbim 5 zile. Apropo de patrioți, iată, Oros, mă, ministrul demisionat al agriculturii, îmbrăcat în țăran, dar cu dita mai ceasul de altfel de țăran. Că asta nu înțelege, amestecă țăranii el, țăranii de țară cu țăranii cu bani care și-au ceas la mână cât capul de vițel. Da, mă, mor eu pe patrioții ăștia care își pun pe trup o țoală cu motive populare, au mămăligă între dinți și miros a ceapă, mamă, suntem patrioți, poate patrihoți, mă. Dar în parcare îi așteaptă o limuzină, ultimul rând, netiar concediile și le fac la Dubai. Pe Dubai, cum să zice. Mai slăbiți-ne, mă, patrioților. Oros, mergi, bă, cu calul dacă ești mecher, da? Nu, bă, aia e șoșoaca, mă, nebunule. Ălalt e calul. Ăla, da. Nu, nu, că nu e vorba de asta. E vorba de altceva. Domnul președinte spune astăzi că toate cărțile sunt pe masă. Da, să discute partidele, să se înțeleagă. Ce cărți, șefule? Jucăm popa prostu? Sau președintele dășteptu? Totul e posibil în zilele care vin, cică. Practic, ăsta e stilul președintelui nostru. Așa a zis și legat de alegerile din PNL, vă amintiți? Dom'le, e treaba partidului, eu nu mă bag, eu sunt președinte, adică președintele nu. După care, ce să vezi, mă, a apărut cu nepoțelul de mână la congres. Da, cu căcâțul. Același joc bolnav l-a făcut Iohannis astăzi și cred că devine tot mai limpede pentru toată lumea că președintele este adevărata problemă în tot acest scandal. USR a fost în guvern, a abandonat guvernarea. Omul o ține pe lui, zice că el e deasupra partidelor, după care îi acuză pe toți că sunt răi cu PNL-ul. Boss, serios, iartă-mă că spun, dar ai o mare problemă. Și mai ai și ceva dificultăți de memorie. USR a plecat de la guvernare în anumite condiții. Băi, e ca atunci când îl acuzi pe unul că s-a dat jos din tren între stații, uitând să spui că l-au aruncat doi malași din vagon. E greu de negociat cu un fost partener care a votat să-ți dărâme guvernul. Haideți, nici când o ieșire de la guvernare n-a fost mai justificată. Într-o zi, din senin, Vasilica a dat afară un ministru USR și a vrut el cu orice preț să dea 10 miliarde de euro primarilor PNL. Asta s-a întâmplat. Cum naiba să nu iasă USR-ul de la guvernare? Mă rog, dacă mă întrebați pe mine, lucrurile stau cam așa. Vlad Voiculescu a fost dat afară de la sănătate pentru că a spus că guvernul ascunde morții. Bă, și ce să vezi? Fix așa era. Da, au ascuns morții ca să facă alegeri. E, ce naiba de partid e ăsta? Iar USR a acceptat să meargă mai departe. Da, atât a tras de coaliția asta, cu unii care ascundeau numărul morților. Niște ticăloși și unii și alții, normal. Guvernarea nu a suferit din motiv de campanie PNL. Se vede că țara merge bine înainte. Chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare. Avem un guvern care merge mai departe. Ha! Era bine totul. Totul. Guvernarea mergea ca unsă. Totul era perfect. Mă rog, pentru dânsul. Era șmecher ferul, da, o ardea pe străinătate la cumpărături. Țara mergea, wow, după mintea lui. E, cum merge aceeași țară azi? Prețurile la electricitate cresc în continuare. Avem nevoie de un guvern. Nu avem nevoie de acuzații reciproce, de abordări orgolioase, cinice. Oh, cinice? Păi mai cinic decât matale nu există. Sper că ești singurul exemplar din modelul ăsta, da. Că și-au dat ăștia seama ce au făcut și au oprit proiectul.
Ieri ne-a spus domnul Iohannis că e criză. Criză, criză, criză. Și un președinte scos din priză. Vă scuzați, dar n-am găsit altă rimă. Păi nu era, mă, totul bine? Că dacă nu era totul bine, atunci de ce timp de o lună președintele n-a dat niciun mesaj public? N-a făcut niciun pas ca să nu se ajungă la criză, criză, criză? Hă? Vine iarna. O, da, mulțumim, bosulică, nu ne-am fi gândit, nu. Iohannis e și el, nu știu, nu vi se pare că arată foarte rău? Are o paloare așa hepatotebecistă, nu știu, e galben gri la mufarină. Sau poate o pica lumina pe el prost? Coalițiile se formează între partide. Oamenii trebuie să aibă curajul să lase discursul acela patetic în urmă. Dacă partidele nu se înțeleg, atunci acest guvern interimar va rămâne în funcție până când se găsește o nouă soluție. Iar patetic, păi mai patetic decât matale, mă rog. Cam asta a fost concluzia, să se înțeleagă, domne, partidele acolo. Păi eu n-am ce să fac, eu... Nu, nu, bosule, nu e chiar așa. Că tu zici să se înțeleagă partidele, după care îți bași coada. Sau ștecherul, cum aveți voi. Nu ai pus tu premier de la un partid care a pierdut alegerile. Nu tu ești cel care ține în continuare în brațe un premier loser absolut. Nu tu ești cel care a tăcut atunci când s-au dat 10 miliarde de euro primarilor ca șpagă doar așa din pix. Iohannis a jucat până acum cu picioarele lui destruți pe Constituție, iar acum pune meclă de aia de... Cine, eu? Eu nu știu, domnule, eu treceam acum pe aici și am văzut microfoanele astea și m-ați întrebat și... Dar eu n-am văzut nimic, nici nu sunt aici de localitate. Saltați-l. Așa nu se poate. Și ce-mi place mie asta cu apelul la responsabilitate, un fel de băi, alo, ia gata mă, hai, fiecare la scara lui, gândiți-vă la ce ați greșit, să veniți cu părinții tunși mâine la școală, da? Cum naiba să vorbești despre responsabilitate și apoi să zici iar propunerea noastră pentru premier este tot Florin Câțu? Pe bune! Faci apel la responsabilitate și propui un premier care tocmai a fost demis în Parlament cu cele mai multe voturi din ultimii 30 de ani? Mă, ce boală v-ați ales voi? PNL nu renunță la Florin Câțu și o spun extrem de răspicat și extrem de conștient și extrem de bine informat. Deci, pentru noi, opțiunea este Florin Câțu premier, rămânem la guvernare. Florin Câțu este opțiunea noastră. Ce spectacol jalnic! Să vezi jumătate de partid cum se agață de un înnecat și cum se scufundă toți. Da, mai rar așa circotecă. Practic, abia acum sunteți voi ticăloși cu acte. Da, haideți puțin înapoi la responsabilitatea asta, că tot fac ăștia zilnic gargară cu ea. Despre ce responsabilitate vorbești tu, Iohannis, președinte al țării, dacă ești public și spui că toți sunt greșiți, doar Câțu e ok? Păi dă-ți, mă, băiatule, demisia, du-te la partid. Ce au ăia prize și acolo? Avem de toate. Nu mai vorbi, mă, tu. Ciocu-mi, caută-ne pe afară. Să ne înțelegem, Iohannis nu e om politic, E un defazat și atât, un întârziat, un mormăit, ne-am convins cu toții în 7 ani că nu știe pe ce lume trăiește. Dar, cât de rupt de realitate să fii ca să nu vezi că Vasilică pur și simplu nu e dorit de nimeni? Trist, dar adevărat. Omul chiar e... Nu urât, că nu e urât. Nici Bog nu era urât în sensul de detestat. E așa, e... Nu vor oamenii să-l mai vadă, știi? Îl vor dus, să nu mai știe de el, să ducă-se maică unde a înțărcat mutul iapa. Și mă întreb, Iohannis, Rareș, Bogdan, Bog, Fluturache, diversi alți trepăduși, cum să nu vadă asta? E o vibrație negativă în toată țara legată de acest individ. Cum să nu percepe asta? Nu-l place presa pe Câțu, nu-l plac cei mai mulți dintre colegii lui de partid, nu-l mai plac cetățenii, e atât de vizibil. Nu cred că sunt antipatic. A, nu ești, domne, ce ai, nu, dar nici nu se pune problema. Da, ziceam că noi românii avem mereu teme de astea care ne divizează. Ei bine, demiterea lui Câțu... Chiar nu face asta, nu divizează pe nimeni cu nimeni. Cam toți ăștia care nu facem parte din gașca pierzătoare, suntem de acord. Ok, mai departe cu responsabilitatea asta.
3 ani și 3 luni de zile, nu vom părăsi Palatul Victoria. Nu vom abandona România. Nino, Nino! Băi, săraci, mă! Deci ăștia chiar cred că au o responsabilitate, nu? Că despre asta e vorba. Dom'le, ne-au trimis oamenii aici pe noi, ne-a trimis poporul. Nu putem să ne punem palma în fund așa și să plecăm. Bă, aveți o responsabilitate de 25%. Acum să tot fie pe la 10%. Atenție, din 30% prezență la vot atunci. Să știți că matematica n-am inventat. Slavă Domnului, asta ne mai lipsea. Pe numere, pe procente, PSD-ul are o responsabilitate ceva mai mare decât PNL-ul, da? De vreo 30% din 30%. Că 70% din popor s-a vorba aia pe voi. Deci hai să nu mai dăm pe asta cu poporul, cu... Nu, nu v-a trimis poporul nicăieri, mă. Iohannis v-a trimis peneliștilor. Ați observat? Și ăștia sunt convinși că tot ce vor ei, vrea poporul. Da, e cel mai clar semn de dileală ăsta. Oameni buni, când o să mă vedeți că spun pe aici că pe mine m-a trimis poporul să fac emisiunea asta, vă rog eu să nu vă mai uitați, da? Să mă dea ăștia afară, scăpăm dracu' de un dement. Cam despre asta e vorba cu responsabilitatea. Aveți responsabilitatea să-l în fund pe cel care v-a făcut ce sunteți. Sunt doar slugarnici. Time out. Cei care nu știu gluma, n-au văzut faza, nu vor înțelege titlul de pe ecran. Așa că, la publicitate, dați voi pe YouTube, vrei mă să gustați? Cu plăcere. Încă ceva cu domnul Iohannis. Treaba asta cu Neamțu. Bă, a venit Neamțu ăsta să ne conducă și pe noi, mă. Care neamț, mâncavaș? Că piticul, instalatorul meu, e de 10 ori mai neamț decât domnul Feru. Bună seara, dragi români! Să trăiți, șeful! Deci, cum spuneam, băi, e leneș! Ho, ho, ho! Cum zicea învățătoarea mea, pute locul sub el, tată! E leneș de... L-a văzut careva muncind în ultimii 7 ani? Haideți, nimeni, vă zic eu. Cea mai grea muncă pe care a prestat-o președintele a fost atunci când a aruncat cu paltonul pe mașină. Da. Probabil acest om depune infinit mai mult efort la golf decât în treaba asta numită condus de țară. Voi convoca consultări cu partidele politice abia săptămâna viitoare. Deci, leneș. Apoi, amână... Pă, amână de... Ce neamț e ăsta care amână tot? E mai român ca puiul pe care l-ar face șoșoaca cu Avram Iancu. E comod, e pas cu pas și apoi 20 de minute pe bordură. Îi place somnul la umbră, se vede pe el ce naiba. Apropo de stereotipuri naționale, Iohannis e mai român decât toți românii la un loc. Nu numai astăzi sunt un ardelean. Abia săptămâna viitoare. Ăsta e Iohannis, nenea Abia. Da, grupul Abia. Că tot s-a reunit acum, dacă îl știți, da? Money, 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 must be funny. Da, ăsta e domnul Feru. Român de unde s-au făcut românii, tata. Amână până uită. Și e și foarte chitros, așa, bă, poartă ciudă. Era închiunos de ăsta, de român, clar, român verde. Fiți atenți. Vorbește și prost românește. Păi ce probă mai bună vreți că e român? Asta e proba supremă. Anumite perioade scurte, în anumite școli nu sunt materiale unde există anumite suspeciuni să se facă testări. Haideți, bă, că e românac, e clar. Ce s-o mai zguduim atât? Ce n-are el, sau poate nu știm noi, treaba cu dezinfectantul? Uitați-vă deosebirea între un om care știe să bea whisky și unul care bea ca prostul. A, vedeți, aici nu știm noi cu domnul Iohannis dacă o fi machitor. Că poate să fie machitor de la trist, de bea singur. Ăia sunt cei mai periculoși, da. Machitorii care beau ei cu ei. Dacă e și machitor, ăla e, îi schimbăm și numele în... Cum i-ai zis, bă, Cioloș? Președintele Klaus Iohannis, Klaus Iohannis, Iohannis. Hai, Iohannis și la mulți ani, sau cum era urarea? Deci vă rog eu, nu mai ziceți că ne conduce Neamțul, că numai Neamț nu e nenea, da?
Bă, și ce ne-am mai bucurat noi când a apărut Iohannis? Am zis, uite bă, în sfârșit cineva care nu e ca noi, mă, un om ca lumea. Vorbește puțin, tace și face. Ei, el săracul tăcea și aia era tot. Da, zero activitate neuronală. Își odihnea celula nervoasă și atât. Este o situație complicată. Ce să, asta e, fraților, încă o țeapă. Ne-am luat-o cu domnul, cum și-o iau ăia cu mașini din Germania. Domne, nu bate, nu troncă, ne-a mers o băbuță cu ea, să ducea numai la piață. Și după două luni, ca toate după ea, afli că avea în realitate 2 milioane de kilometri și fusese mai accidentată decât mașinile de la NASCAR. Așa suntem noi cu Iohannis. Dar, să nu uităm. Acum se cere maturitate și responsabilitate. Deci până acum, domn președinte, a fost la mișto tot sau cum? Deci acum chiar e nevoie de responsabilitate, da? Hai, gata că ne-am jucat destul. Vă mulțumesc. Na, e haos. Totul e scăpat de sub control. 330 de decese din cauza COVID-ului. S-a mai depășit o barieră. Am rupt-o, am închis ochii, am tras pelerina pe noi și ne-am dus înainte, tată, ca tâmpiții. Vestea a venit, nici nu se putea mai bine, de la președintele nostru, da, roboțimea sa, Feru Cotrocelu. Sunt foarte îngrijorat, recunosc, am primit datele de astăzi despre pandemie, avem aproape 15.000 de cazuri, din păcate avem peste 330 de decese astăzi, este o catastrofă. Cum să dăm, mă, îngrijoratule? Vorba aia, ieri eram tânăr, azi vin și vă spun că trecem printr-o catastrofă. Ne-a omorât succesul, domnul Iohannis. Da, asta e, succesul vaccinării. Da, succesul ăla despre care ne vorbeați acum câteva luni, alături de copilul dumneavoastră de suflet, Vasilică. Am constatat ieri, în Parlament, un entuziasm total nemotivat. Alții au țopăit pe acolo. E, domnule dragă, dar nu la fel ați făcut și voi prin luna mai, când ați declarat pandemia moartă și îngropată? Nu ziceați voi într-un entuziasm de ăsta total că gata, domne, am câștigat lupta cu virusul? Iar Câțu îndemna la nevaccinare și în luna august, când spunea că valul al patrulea va fi așa, mă, pantalon scurs cu cartofi prăjiți. E, când colo, ce să vezi, pandemia nenorocită n-a murit. Dimpotrivă, discutăm astăzi, cum bine ați spus, despre o catastrofă. Discutăm cu o catastrofă despre o catastrofă. Și acum o scurtă pauză, că m-am enervat. Mai pun și eu niște picături în nas. Revenim, stați cu noi. E, am revenit. Deci, cum spuneam, rămăsese că discutăm cu o catastrofă despre o catastrofă. Astăzi, la 5 zile după incendiul de la Constanța, l-au prins reporterii pe președinte și l-au forțat să dezvolte celebra lui declarație. Statul a eșuat în misiunea lui fundamentală de a-și proteja cetățenii. Știți că el n-a spus treaba asta pe gură, la o conferință, la ceva, nu. A scris-o pe Facebook, cum se face, între două găuri, normal, pe terenul de golf, da. Cine exact ar trebui să-și asume acest eșec și cum vedeți depășirea acestei situații catastrofale? Asumarea trebuie făcută de toată clasa politică. Atât de simplu este. Oh, da! Ce îmi place porcăria asta! Toată clasa politică! Din acest punct de vedere, politicienii sunt precum companiile alea foarte mari care omoară lent oameni. Da, McKFC, Coca-Cola, Pepsi, astea n-au nicio problemă dacă le acuze așa pe toate, la un loc, de ucidere a sute de milioane de oameni în ultimii 50 de ani. Dar să nu te pună necuratul să zici doar despre o companie, că atunci e belea. Da, avocați, cum, procese, chestii, ești halit și falit. Așa, dacă îi bași pe toți la grămadă, e ok, tată, merge. E, la fel sunt și mizerabili ăștia din politică. Ia uite cum o dă pe politică, vezi?
Oricum, să recunoaștem că tot e un progres în ce a răspuns Iohannis. N-am uitat că anul trecut, când a bubuit spitalul ăla de la Piatra Neamț, Nelu Tătaru a zis că toți suntem de vină. Ei, Iohannis a mai tăiat din ele de le încolo, da. A dat-o doar pe clasa politică. A, deci e de-al nostru, mă, da. Hai că-i bine, acum putem să murim liniștiți, nu? Nii, mă. Sau mai așteptăm? Mai stăm? Mai e ceva de făcut pe aici? Mai e vreo șansă prin grădina Maicii Domnului? Soluția există, noi am creionat-o, este pe masă, se numește Planul Național de Redresare și Reziliență. Bani care vor fi investiți pentru spitale. Stați, mă, că a creionat-o el, soluția, da. Apropo de cinism, nu? A? Cât de cinică e faza asta? După 30 de ani în care am stat și am frecat coada la mistrie, ne-am trezit cu această oportunitate în brațe. PNRR-ul sufletului. Știți care e treaba cu planul de reziliență și redresare conceput de UE, nu? Se referă la, citez, reconstruirea Europei în perioada de după pandemia de COVID-19. Bine, reconstruire... La ei, acolo, în Europa, în cazul nostru, direct construirea, tată, că noi n-avem nimic de reconstruit pentru că noi n-am construit niciodată nimic. Deci, haideți că nu s-a murit chiar degeaba în ultima perioadă. Uite, de data asta chiar suntem hotărâți să construim și noi câteva spitale. Dacă nu se fură din nou toți banii, desigur. Bă, meseria e meserie, îl fur și pe tactul din groapă, o las pe măta goală. Dar întrebarea cea mai importantă acum e următoarea. Mai putem oare să oprim catastrofa? Dincolo de soluția creionată de Iohannis, mă mir că n-a zis creionată, da? Adică dincolo de soluția cu PNRR-ul, pentru că aia mai durează, tată. Zic acut, acut. În aceste zile, ore, minute, secunde, mai e vreo șansă? România solicită ajutor internațional în lupta cu pandemia de COVID-19. Caută să cumpere 12.700 de flacoane de tocilizumab. Uite că până la urmă am cedat. Da, ne-am călcat pe mândrie și am cerut ajutor în străinătate. Am cerut medicamentul ăsta pentru pacienții cu COVID-19. Eu sunt curios cine a sunat de fapt. Or fi sunat aia de afară? Bă, nebunilor, predați-vă odată, nu fiți inconștienți. Sunteți ca bolnavii aia care stau acasă până în ultima clipă. Haideți încoace, veniți, cereți părerea unor specialiști. Mergeți mă la un doctor. Apoi, domn doctor, cam ce aș avea? Ori au apelat ai noștri din proprie inițiativă. Au așteptat funcționarii din guvern să-l vadă pe Superman în Parlament la moțiune, s-au încuiat într-un birou și au sunat pe internațional. Bă, ajutați-ne, ajutați-ne că murim aici ca proștii. Repede, vă rugăm, repede, până nu vine super nebunul. Numai puțin. Ce zici, mă? Vine? Vine! Ajutați-ne, ajutați-ne! Păi da, că el, Câțu, după cum știm, a zis că n-avem nevoie. Ce nevoie, mă? Lăsați bătâmpeniile. Bă, dacă nu sunteți în stare, mă ocup eu de toate. Așa a zis el. În locul ambulanțierilor, de exemplu, trăgeam pe dreapta și ziceam: alo, Vasilică, hai tată, bagă, bagă! Spitalele sunt pline până la refuz, cu pacienți tratați pe holuri și ambulanțe care așteaptă în curte să lase alți bolnavi. În curtea Spitalului Universitar din București este la această oră coadă de ambulanțe. Au adus pacienți COVID și așteaptă ca medicii să-i preia în spitalul care nu mai are locuri pentru ei. Da, ce să, toată vara știți, secțiile de vaccinare goale, goale! Se plictisea personalul, se bătea de muscă, pentru că asta le băgase guvernul oamenilor în căpățână, că pandemia fusese deja învinsă. Plus celelalte motive folclorice. A, nu ne temem noi, domne, doar răceală banală, pentru că e clar că vor să ne omoare, să ne cipeze, pentru că Bill Gates, pentru că nimă. Bisu, ce? Eu nu am înțeles nimic. Nu sunt o consubstanțială? Nu, dragă, tu ești o tâmpită. De vreo două săptămâni centrele de vaccinare s-au mai animat, da? E târziu, e foarte târziu. S-au umplut spitalele, ați văzut, sunt oameni pe terapie intensivă care regretă acum că nu s-au vaccinat.
Ați văzut la știri, nu? Au murit acum doi tineri de 23 și 24 de ani nevaccinați, fără alte boli. N-aveam voie, sub nicio formă, să ajungem aici. Potrivit ultimelor declarații făcute de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, nu este exclus ca țara noastră să ceară ajutor și pentru concentratoare de oxigen. Nu e exclus, auzi? Nu e exclus! Dar ce așteptăm, mă, vreo minune? Nu e clar că n-avem nimic? Saloane pline, holuri pline, ambulanțele stau la coadă trei străzi în jurul spitalelor, mai au puțin și pun târgile una peste alta, ca în tabără, ca la cercetași. Așteptăm vreun supererou care vine cu buteliile de oxigen în gușă? A? Bagă el oxigenul direct în plămânii bolnavilor? Hai să te mâncă astfel de întrebări tâmpite, sincer. Bine, și cu aparatele astea, cu concentratoarele de oxigen, iată ce zice un manager de spital. Sunt inutile în cazul pacienților internați. Sunt bune pentru cei aflați la domiciliu, în convalescență, da. Omul zice de-a dreptul, bă, dacă tot le luați, luați-le, normal, luați-le, dar distribuiți-le prin casa de asigurări, dați-le oamenilor acasă. Nouă la spitale să ne dați bani, bă, bani, cașcaval, că ne gospodărim singuri, știm noi ce trebuie. E vorba de managerul spitalului din Găiești, îl știți, încă din valul al treilea, explica unele chestii. Majoritatea au hipoxie, 90%. Și toți vor oxigen. Și stația aia seara care și-au o capacitate, a fost și ea pentru 20 de paturi. Când eu i-am pus 60 de paturi, ea zice stop, s-a prins becurile roșii. Da, n-am de unde să știu adevărul. Repet, știu doar că este târziu, foarte târziu, pentru aceste discuții. Mă, pe bune, un storcător de fructe, dacă puneai la guvern, cred că aranja mult mai bine lucrurile. Da, pregătea mai bine crizele astea. Mă mai gândeam la o măsură. Ia să organizăm, mă, un congres acum. A? Ceva, să organizăm așa niște alegeri, niște... Ați văzut că dintr-o dată, când faci niște alegeri sau un congres sau ceva, bă, virusul cedează când aude de chestia asta. Nu știu, să sperie, fuge, nu știu. Să fiu al dracului dacă nu te scot din servici. Doamne, ați văzut mizeria aia cu liberalul care dădea telefoane să cumpere voturi? Da! E totul pe față. Auzindu-l, mă gândeam, 100%, ce 100? 200% ar fi fost arestat dacă era de la PSD. Da. E, nu, nu doar că n-a fost arestat, dar nici măcar n-a fost chemat la DNA. Știți cazul, nu? Foarte pe scurt. Un parlamentar PNL promite posturi, funcții, face deci trafic de influență unui parlamentar AUR ca acesta să lipsească de la moțiune. Zic, cum o negociem? Există vreo șansă să negociem? Bă, eu zic că nu. Bun, dar ce ar trebui făcut ca să putem negocia? Ia asta. Eu ce spun direct. Promovăm cu faunul. Unde vrei tu, nu știe nimeni. Îi facem membri PNL de formă. Înțelegi? Îmi spui unde instituții de concentrare. E, haideți să vă spun eu că am lucrat 20 de ani în presă locală. Tati, asta fac ăștia de 30 de ani, toți! Cosmin Șandru, deputat PNL, îi propune deci funcții deputatului AUR Ciprian Stoica. Și cum zice, a, promovăm niște oameni, îi facem membri PNL de formă, în deconcentrate, vedem noi. E, Cosmin Șandru nu iese o clipă în aceste 3 zile să nege că acolo ar fi vocea lui. Iese dezorientată de Alina Gorghiu să spună că nu e, domne, vocea lui. Eu cred că un om care știa că nu e vocea lui acolo, ieșea imediat, făcea un imens scandal, nu? Dar să lăsăm vocea, da, să vedem talentul, talentul DNA-ului. Unde-i, mă, DNA-ul? Eu am chestia să în curs, am depus deja solicitarea la DNA. E, lucrurile pentru public sunt foarte simple. Tentativă de mituire, trafic de influență, unde e DNA-ul? De ce băiatul ăla, dita mai parlamentarul țării, nu e săltat și audiat? Cum se poate așa ceva? Chiar nu e nimeni scandalizat de treaba asta? Pe bune, de ce naiba mai vorbim despre stat de drept? Ha, neneaferul Cotrocelu tocmai a fost premiat afară, da, i-au prins ăia alt fier de gât, că e campion la stat de drept, da. Înainte cu 2 ore să fiu sunat de colegul de la Timiș, un fost coleg de meu m-a sunat și m-a rugat să mă întâlnesc cu domnul Rareș Bogdan. Are cunoștință de așa ceva? Nu, nu. A, mai mișto! Domnul Rareșelu și-a băgat și el batistuța puțin. A zis că nu știe de treaba asta,
Doamne ferește că el, păi el e cunoscut, bă, de atâția oameni încât na, mai apar și astfel de confuzii de, da, e vedetă, știți că el e VIP, mă, el e așa, e Brad Pitt plus Leo DiCaprio plus cățelușa aia Lesi la un loc. Dacă vă mai amintiți, Rareș Bogdan nu știa când Gabriel Oprea suna de pe telefonul lui la șeful TVR ca să scoată niște chestii de acolo. Sau când îi avertiza pe unul și pe altul că vine Potera peste ei. Deci unde-or fi, mă, procurorii țării? A? S-or fi ascuns de COVID-ul ăsta? Sau de robot și de... Eu am mai lucrat pentru ei și înainte. Da, așa, ascuns, să nu-mi fac bube în cap. A, să vă arăt ceva. Vă mai amintiți? Ați văzut treaba asta? E, aici, miniștrii USR își depuneau demisiile din cabinetul de tristă amintire Vasilică Câțu. O doamnă la un birou scria într-un dita mai registru, zici că erau toți la Sfântul Petru, pe lumea ilaltă, da? Și își nota femeia acolo. Năsui Claudiu, demisionat. Număr de înregistrare 3829. Asta e România. O tanti scrie în catastiful vieții, în vreme ce în fața ei se află un dita mai monitorul de calculator. Mă mir că n-avea și un pește de sticlă pe monitor. Să fie frumos, tată, elegant, cât de cât un milieu, da. E, asta ce ați văzut e realitatea, da? Știm cu toții. Asta se întâmplă în teren, cum ar veni. Iar ăsta e premierul Câțu. Mă rog, era. Introducerea de noi servicii electronice în administrația publică. 30 de ani am stat fără să faceți acest lucru, am reușit să o facem. Digitalizarea sistemului public a devenit realitate. Da, ne cerem scuze, ați asistat la încă o criză de autopupat în fund, în văzul lumii. Mă uitam și eu pe formularul ăla realizat de guvern ca să le compenseze oamenilor parte din costul energiei, celor 13 milioane de săraci pe care i-au numărat ei guvernanții, da, aproape toată țara. Și în loc să își dea cât o pereche de palme că ne-au adus aici, ei anunță triumfal că uite, mă, ce tari suntem noi, uite câți oameni vor primi din partea noastră câte 20 de lei. E o realitate a României și această realitate nu mai poate să continue la nesfârșit, ne arată lumea cu degetul. Și, de fapt, stați, că asta era faza. Ați văzut ce trebuie să facă oamenii ca să primească bănuții? Ați văzut, fraților, formularul sufletului? Doamne, Dili, adu și mie pomelnicul, tată. Mersi, frate. Bravo. Da, aici, la Starea Nației, suntem doar eu, Dili, pe care l-ați văzut, și... Marote izolat acolo, da. Ce, să ne izolăm aici, să nu riscăm nimic? Ce, că testele-s negative, da? Nu, să știe, n-avem încredere. Așa, ia uite, mă, nene, formular, da? 14 pagini sunt, completeze aici. Câte găini ai, ce culoare au ochii copiilor, câte grade sta afară, cu cine ai fost coleg de bancă în generală, cum crezi că o să fie când ajungi pe lumea ilaltă, numele, iată, tuturor vecinilor de bloc. Bă, băiatule, nu e posibil așa ceva. Nu vă e mă rușine? Păi n-ați scris voi la doctoratele voastre cât le cereți oamenilor să scrie aici? Zburați, mă, după super... Bă, ce nemernici! Inflația tinde să se bolbureze mai mult. Prognoza dată de Banca Centrală pe 5,6% pentru decembrie acesta este posibil să fie depășită. Iauză-l, tată, și pe ăsta. Se învolburează inflația. Nu știu voi, dar eu am așa astfel de momente când zic, bă, nu. Nu, sigur, nu e asta realitatea. Nu, probabil visez. E o tâmpenie de vis fără niciun sens. O să mă trezesc. Sigur o să mă trezesc. Nu, nene, nu. Asta e chiar România. Taci din gură că mi se suie sângele la cap. Bun, ce mai era? Să știți că noi ne-am apucat de negocieri și consultări. Da. Păi ce să mai așteptăm, mă, după domnul Feru, după... Nu, i-am zis lui Răzvan Anghelescu, bă, băiatule, dă drumul la consultări acolo, că n-avem timp. Așa că a mers pe teren și a făcut consultări. Da, cu oamenii, cu... Deci e bine că l-au dat jos pe Câțu ăsta? Pe cine punem în loc? Să vedem răspunsurile. Hai, poate îl inspiră și pe Iohannis, nu? Vax Populi. Cine ar trebui să fie nou premier?
așa cum am spus, ce politică fac eu, cine să fiu? Un PSD-ist, un doctor Rafila, un celălalt cum mă cheamă, străinul, cercel, oameni care, oameni potriviți la locul potrivit, pe meserie, pe funcție, pe pitul pe ăla, cârțul prim-ministru și nu știe câte o pâine, domnule. Când toată lumea rapde, toată lumea stă în criză, toată lumea, acum urmează frigul peste noi, cu gaze, cu astea, cu tot, cu tot. Că domnul Cățu zicea că în fel de Superman, are și PSD-ul supereroi? Așa cum am mai spus noi PSD-ul, suntem mulțumiți de PSD-iști, pentru că le-a dat 2 lei. O fi luat și ei, 5 ne-a dat și 9, 2, dar ne-a dat. Asta e problema, dar Cățu ce-a făcut ăția bani? Mor în spitale, eu fac spitalele, iau alea, care e problema? A fost o moțiune de cenzură, a căzut guvernul. Da. Ce spuneți de ce s-a întâmplat acolo în Parlament cu căderea guvernului? Foarte bine, foarte bine că a căzut guvernul, să vedem cine o să vină. Asta era... Da, să vedem ce alegem. Că domnul președinte ne-a promis nouă că săptămâna ce vine, cine face alegerii, țara sau el? El. Ok, bravo, mulțumesc frumos. Nu mai e prim-ministru, a căzut? Ce spuneți, v-a plăcut de el cum a, ce a făcut? Foarte doamne, că nu, noi nu suntem cu politica. Nu-mi place de nici da, nu place, să fie drag cu toți. Ce toți să-i găsesc că dragi și boala ta? Da, de ce, domnule? Uite așa că vreau eu. Ne face cineva dacă nu muncim? Păi da, ne dă cineva degeaba? Păi cine ar trebui să punem, doamne, acum în locul lui Cățu? Mă luați cu politica, că nu... Dacă vreți, am soțul acasă. A căzut guvernul Cîțu, nu știu, cum ați văzut ce s-a întâmplat? Să zice, așa s-a anunțat la televizor. Ce spuneți de lucrul ăsta, că a căzut, e bine? Asta este un nu prea m-am ocupat de... De 30 de ani nu e nimeni care să nu ia. Au luat-o și vine altcineva mai bun acum, ce o să facă? Să ce? Asta vreau să vă întreb, pe cine ar trebui să pună premier, domnul Iohannis? Păi, noi cu politica nu prea le avem, eu nu le am așa cu politica. Soția mea, dacă era, vă spunea aia multe, că asta face, politică. Cum vi s-a părut domnul Cîțu? Prestația domnului Cîțu, cum vi s-a părut? Cum? Ok, el ca personaj. El ca personaj, da, e ok. Nu știu cât de politic poate fi. Experiență politică să aibă. Sau... Am văzut că zicea că e un fel de Superman și că... E greu. Superman. Unde se ascunde lumea? Nu este greu, cu noi la noi este greu. Cum ați văzut ce s-a întâmplat în Parlament? Decian, dar nu mi-a plăcut deloc, deși nu-mi place, deși nu mi-a făcut nimeni nimic bine sau rău. Problema e că să sperăm să fie mai bine tot așa. Cine ar trebui să pună în locul domnului Cîțu? Mamă, păi sunt așa de mulți care vor să ia banii și Ciolanul, dar nu vine mie să cred. Nu știu de ce. Aveți, nu știu, în care aveți încredere, un politician, un... E ăla, deci, de la sănătate, să zicem așa, că și-ar da interesul pentru spitale, mai mult pentru omenire, eu știu. N-am văzut nimic aici. Nu, păi n-am curent eu. N-am televizor, n-am... A fost demis premierul Cîțu... Pe cine ar trebui să punem premier? Nu știu, cine ar fi potrivit? Nu știu, n-am nicio idee momentan. Nu. Dar Cîțu a fost bun, n-a fost bun? Nu. Nu prea. A fost un circ adevărat. Părerea mea că trebuie să ajungem la alegeri anticipate și trebuie pus un premier susținut politic tehnocrat. Tehnocrat. Cum vi s-a părut? După părerea mea, slăbuț. Slăbuț, slăbuț. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.